aproape o treime din pista veche a fost deja spartă. Este în stadiu de a fi cărat acest material care a compus de fapt dala în trecut pe zona de platformă, unde ulterior va fi concasat, iar materialul rezultat va fi folosit în stratul rutier al pistei noi. În același timp se fac lucrări mai spre sud, la limita pistei noi, pentru că pista veche, după cum am spus, este 1800, iar modificarea proiectului presupune lungirea pistei la 2460 metri și ritmul pe care l-au asigurat constructorii este un ritm foarte bun. Demonstrează această preocupare și demonstrează și faptul că toți cei care sunt implicați sunt foarte atenți la proiect, demonstrează faptul că ne interesează această investiție și se dovedește că am avut dreptate anul trecut când am decis să închidem aeroportul traficului aerian, pentru că era foarte complicat de lucrat sub zbor. După cum vedeți, sunt foarte multe utilaje, sunt oameni care intră pe șantier și o să vedem și interior lucrările care au avansat foarte mult. Acest lucru a fost foarte dificil de făcut în același timp cu a menține curserile aeriene. Chiar dacă timp de câteva luni bune nu o să operăm cu avioane pe Suceava, însă profităm de timpul bun, de vremea care e propice pentru lucrări în afara zonelor, deci aici pe câmp, undeva la distanță și în situații descoperite. Și cred că ceea ce este stabilit ca și grafic, ceea ce este asumat și de către minister, putem în acest moment să spunem că se și rezolvă, se întâmplă și urmărim foarte atent situația de lucrări zi de zi. O să rog și constructorul. Ține ritmul cât mai susținut, cum am asigurat pe beneficiar. Mulțumesc frumos. Cam când ar fi gata pista? Pista va fi gata în toamnă, chiar dacă contractul se derulează, s-ar derula până în ianuarie.